Fraților, din câte îmi dau eu seama, există o singură întrebare care merită un răspuns. Ce e viața și de ce trăim? Sincer, habar n-am. Dar, în afară de detaliul ăsta minor, uite 15 lucruri incredibile, senzaționale, fantastice, de necrezut. Beton, bombă, să-ți dai palme, să-ți bați copiii, laser, frate, de neuitat, de nedescris. Despre viață. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... 1. Speranța medie de viață a crescut mai mult în ultimii 50 de ani decât în cei 200 de mii care i-au precedat. Deci sunt din ce în ce mai puține șanse să moară Iliescu. 2. În medie, un om va căsca de 250 de mii de ori pe parcursul vieții sale. 3. Pielea omului se înlocuiește în medie de 900 de ori pe parcursul unei vieți cu durate normale. Se pare că revista Dracula avea dreptate. Chiar suntem cu toții niște șopârle. 4. Dacă ai sta la botul omului de la naștere până la moarte, colectându-i saliva, evident, cu cantitatea colectată ai putea să umpli 2 piscine olimpice. Nu fii scârbos. De ce ești scârbos? 5. În medie, un om pierde 3 luni din viață stând pe closet. Și un cercetător a pierdut 3 ani din viață calculând informația asta prețioasă. 6. Un om urcă în medie 183.755.600 de trepte. Am zis. 7. Un om pierde 5 luni din viață vorbind la telefon. Dacă ești ca mine, lunile astea se intersectează binișor cu lunile pierdute stând pe closet. 8. O serie lungă și constantă de realizări micuțe te face mai fericit decât câteva realizări mari. Se aude mama? 9. Oamenii cu mulți prieteni trăiesc în medie cu 3,7 ani mai mult decât cei singuratici. Vrei să fii prietenul meu? 10. Statul pe scaun mai mult de 3 ore pe zi îți poate tăia 2 ani din viață. Deci, dacă stai 3 ore pe zi pe scaun la bere cu amicii, câștigi 1,5 ani. Te-ai scos! 11. Poți supraviețui până la 2 luni fără mâncare, dar nu mai mult de 11 zile fără somn. 12. 2/3 din oamenii care au atins vârsta de 65 de ani sunt încă în viață astăzi. 13. În medie, un om își petrece 2 săptămâni din viață sărutându-se. 2 săptămâni de amor versus 3 luni pe closet nu mi se pare corect. 14. Un om parcurge în total 120.000 de kilometri pe jos pe parcursul vieții sale, adică de 5 ori în conjurul Pământului. Și 15. Dacă istoria planetei ar avea 24 de ore, viața în general ar fi apărut pe la ora 16, plantele pe la ora 10:24 noaptea și oamenii pe la ora 11:58 și 43 de secunde noaptea. Cam atât pentru astăzi. Dacă sunteți încă în viață, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!